Bună ziua, bună dimineața, bună seara, dragii mei, bine v-am regăsit la o nouă etalare. Până la urmă, sunteți destinați sau nu să fiți împreună? Este o întrebare cu un răspuns clar și concis. Voi folosi acest pachet de cărți de oracol cu îngeri, cu răspunsuri clare vis-a-vis de această situație. Vor fi 5 variante. Acum depinde cu ce variantă rezonați, de la 1 la 5. Gândiți-vă la o cifră și cea care vă atrage cel mai mult atenția, pe aceea să o alegeți. Este de preferat să alegeți de data aceasta doar o singură variantă pentru a avea acest răspuns la o întrebare pe care mi-aș dori o să vi-o adresați concret. Cu cât este mai concret adresată această întrebare, cu atât răspunsul poate să fie clar și sau cel mai clar și cel mai răspicat. Acolo unde simt nevoia, voi mai folosi și acest pachet de cărți de tarot. Bun, pentru cei care aleg prima variantă, cifra 1. Haideți să vedem, gândiți-vă la o persoană, la o situație cu care vă confruntați vis-a-vis de această persoană și haideți să vedem un răspuns concret din partea ghizilor spirituali, cărora le mulțumesc din toată inima pentru participare. Haideți să vedem, dragii mei, pentru cei care au ales prima variantă, sunteți destinați să fiți împreună până la urmă, veți mai auzi de această persoană. Acum este rândul dumneavoastră să vă gândiți concret la ceea ce vreți să aflați. Au ieșit aceste două cărți. Dragii mei, rămâneți pozitivi imediat două secundele. Bun, cum spuneam, este vorba despre a rămâne pozitiv, dragii mei, a rămâne voi pozitivi, pentru că veți avea succes. Acum voi știți la ce v-ați gândit. Haideți să vedem și o carte suplimentară, un mesaj suplimentar pentru voi, cei care ați ales această primă variantă. Veți avea succes, deci tot, eu știu, tot răul spre bine. A, avem aici și o relație triunghiulară. Ia uitați aici o persoană căsătorită, voi, cealaltă persoană, s-ar putea să facă o alegere. Acum rămâneți pozitiv, că această persoană se gândește ce alegere să facă și să găsească o soluție extraordinară la problemele voastre, în altă ordine de idei. Pentru cei care s-au gândit la un job, de exemplu, s-ar putea să lucreze într-o companie publică, într-o instituție, de fapt, publică. Sau această persoană poate că activează acolo. S-ar putea, de exemplu, să primiți un interviu într-o corporație. Poate vreți să lucrați într-o companie multinațională sau într-o clădire oficială sau rezolvarea cu succes a unei situații oficiale pentru voi, cei care ați ales prima variantă. Haideți să vedem acum pentru cei care au ales a doua variantă. Eu m-am gândit dacă veți fi sau nu împreună, însă vedeți că pleiada de probleme este diversă, așa că încercăm să răspundem la cât mai multe din întrebările dumneavoastră. Numărul 2. Gândiți-vă la o situație, la un nume, la un eveniment, cine știe, și haideți să vedem până la urmă. Sunteți destinați să fiți împreună? Este în destinul vostru să se îndeplinească situația la care v-ați gândit, da sau ba. Pentru cei care au ales varianta a doua. Altfel, sunteți bine, sănătoși? Hai să vedem. Dragii mei, pentru voi ar fi bine să vă reconsiderați poziția. Este o situație în care ar fi bine să analizați și din alt punct de vedere. Această carte este un mesaj, reprezintă un mesaj al menținerii tabloului în ansamblu, dar a nu vă cantona luând-o pe un drum care pare înfundat. Dacă vă aflați la o răscruce de drumuri, încercați să evitați
O zonă care nu duce nicăieri. Evitați acea fată Morgana. Este adevărat că poate vi se pare o chestiune extraordinară. Este adevărat că poate că vă doriți foarte tare sau vă doriți foarte mult să îndeplinească această dorință, însă s-ar putea să nu fie benefică pentru voi. De aceea ar trebui să alegeți un alt drum, o altă cale. Pentru că poate că mergeți pe această cale, dar la un moment dat s-ar putea să nu ducă nicăieri și uite așa pierdeți vremea inutil cu cine nu trebuie sau cu o situație care nu este benefică pentru voi. Haideți să clarificăm un pic acest răspuns. Poate să fie vorba despre persoane cu ochișorii albaștri, verzi, părul șaten, castaniu, o perioadă emoțională, timidă, zodia pește, rac, vărsător, scorpion, balanță. Poate că, știți cum se spune, toate drumurile duc la Roma, e vorba și despre o distanță, de parcurs, drumuri. Deci ar putea ca drumul pe care doriți să-l faceți sau dacă vă doriți ca o persoană să vină de la drum, s-ar putea ca lucrul la care vă gândiți să ducă într-un dead end, să nu fie ceva de viitor, să fie pentru viitorul vostru. Poate că cineva încearcă să apropie sau, lucrurile, dar să se pună contra curentului. Pentru că vă doriți foarte tare și este adevărat că câteodată poate că ceea ce ne dorim pentru noi poate nu este benefic pentru noi. De asta spuneam că aici aveți puțină atenție, este o recomandare clară și concisă, reconsiderați toate detaliile, luați-o de la capăt, verificați acolo unde este cazul, pentru că cel puțin ceea ce vă doriți acum nu este bine, nu e benefic pentru voi. Asta spun, asta simt, asta vă transmit. S-ar putea să nu fie pentru toată lumea, așa că dacă nu vă regăsiți, este un mesaj care nu este pentru voi, dragii mei, dragile mele. Let go. Altă carte care spune exact același lucru. Let go. Lăsați calea pe care vreți să o apucați și mergeți pe una cu totul și cu totul nouă. Alegeți altă cale. Se întorseseră cărțile. Ok, bun. Haideți să vedem acum pentru cei care au ales a treia variantă sau a treia cifră. Un răspuns concret cu da și nu referitor la o situație sau dacă destinul vă va mai întâlni cu persoana voastră, cu situația voastră, dacă vă este în destin să vi se întâmple ceea ce vă doriți acum în acest moment. Wow! Nu! Deocamdată nu este cazul, nu se arată, știți cum se spune, însă, fără a vă induce stări false sau a vă spune ceva ce, eu știu, vi se pare de neatins, aveți aici un înger care anunță mari schimbări, pentru că dumneavoastră stați și vă rugați să vi se îndeplinească această dorință. Poate că nu este cea care trebuie acum sau poate că momentul nu este foarte bun acum, nu sunt condițiile favorabile pentru îndeplinirea unui obiectiv, plan, situație, eveniment, relație, etc., etc., vă rugați, dar să știți că veți avea parte de o mare schimbare, care de fapt această schimbare este pentru voi, nu ceea ce vă doriți voi, este exact ceea ce este benefic pentru voi, sublinind încă o dată și încă o dată că Universul lucrează pentru binele vostru cel mai înalt. Poate că ceea ce voi considerați acum că este benefic pentru voi, de fapt nu este benefic. Sau dacă vi s-a întâmplat, eu știu ceva, sau vi se întâmplă ceva cu fără rezultat afirmativ, fără rezultate pozitive, înseamnă că a fost mai bine așa. Poate nu ați reușit ceva, înseamnă că așa a fost cel mai bine, pentru că dacă reușați, atunci poate că vă era mai rău. Sau poate că vă împiedicați mai târziu de o altă situație. Așa că lucrurile merg conform ritmului lor spre binele vostru cel mai înalt. Nu uitați de această schimbare extraordinară benefică pentru voi. Hai să vedem ce legătură are această schimbare. Deci se anunță o perioadă extrem de plină de provocări, să știți, dar nu acum. Deci, sau nu este situația la care voi vă gândiți. Este total și total altă situație. Gemeni, vărsător, leu,
Pești, ia uitați ce începuturi magice. Totul se va întâmpla magic, magic pentru voi peste 8 zile, 8 săptămâni, poate și mai devreme. Totul se va întâmpla printr-o mare surpriză. Veți avea surpriza vieții voastre, dragii mei, în următoarele 8 puncte, 8 săptămâni, 8 zile, 8 luni. Doamne ajută, cu cât mai repede, cu atât mai bine, pentru că aveți toate datele să vi se îndeplinească această schimbare, veste în destin, de fapt, o altă schimbare, o altă situație, dar nu cea la cea la care voi vă gândiți. Pentru cei care aleg cea de-a patra variantă, haideți să vedem pentru voi un răspuns cu da și nu din partea viziilor spirituali. Gândiți-vă, dar, la o problemă, la o situație, sunteți destinați să fiți împreună sau vă este în destin ca situația voastră, problema voastră să fie rezolvată, să aibă șanse de rezolvare varianta a patra. Da, veți ajunge la o împăcare. Ia uitați ce cărți frumoase au ieșit. Da, veți ajunge la o împăcare sau la o rezolvare pe cale amiabilă. Asta dacă ne ducem mai departe cu gândul și la celelalte planuri. Material, al planului carierei, jobului în general. Este o rezolvare la nivel pașnic. Sau va ieși soarele pe strada dumneavoastră pentru că există șanse foarte mari de împăcare, de revenire. Balanță, gemeni, scorpion, pești, de asemenea, leu. Haideți să vedem. Are legătură și cu familia. Poate vreți să se întoarcă în familie o persoană care a plecat din viața voastră, care a abandonat această familie. Indiferent despre ce situație vorbim, sau o persoană din copilăria voastră în urma unei decizii. Călătorie, poate, din partea acestei persoane sau o persoană va renunța la tot pentru familie, pentru a construi o familie cu voi. Spuneam că sunt niște călătorii, poate din altă țară, de departe, în orice caz. Dar parcă această persoană pe care noastră o gândiți se poate să își mai analizeze, reanalizeze situația pentru a mai apoi a veni către voi. Sau această persoană la care vă gândiți va avea parte de această rezolvare pe cale amiabilă cu o altă persoană, dacă este vorba de o altă relație sau acolo în țara sa poate are ceva de rezolvat și găsește soluția optimă de a soluționa toată problema și pentru a fi împreună cu dumneavoastră, dar asta implică o renunțare, adică va trebui să renunțe la ceva ca să fie cu voi. Și pentru cei care aleg cea de-a cincea variantă, haideți să vedem un răspuns cu da sau nu, dacă vă este în destin să fiți împreună sau dacă vă este în destin rezolvarea unei situații. Gândiți-vă la cea situație. Dragii mei, cu siguranță îngerii știu despre ce este vorba, ghizii spirituali știu despre frământările voastre, știu că vreți să vi se îndeplinească această dorință și vă vor crea oportunitate la momentul și la timpul potrivit, inclusiv oportunitate din punct de vedere financiar, semnări de contracte, tranzacții, împrumuturi sau moșteniri. Orice ține de bani se va crea o oportunitate de care vă veți bucura. Nu trebuie să faceți altceva decât să cereți ajutorul îngerilor și ghizilor spirituali care vă sunt alături să vă ajute oricând le cereți. Știți bine că ei nu pot interveni în liberul dumneavoastră arbitru. Însă oportunități sunt create și Universul știe despre această dorință a voastră acută. Sau rugați-vă îngerilor și ghizilor spirituali să vă creeze această oportunitate de care veți avea parte. Să vedem despre ce zodie este vorba. Gemeni, leu, foarte mult, săgetător de asemenea. Nu este obligatoriu pentru toată lumea, însă posibil să vă doriți o deblocare cu suferință, cu durere, cu plânset, cu răni
pe suflet. Să știți că nu e prima dată când aveți parte de acest eșec. S-ar putea ca pentru voi eșecul acesta emoțional să fie extrem de greu. Posibil să fiți indeciși, să nu știți ce să faceți. De asta, cred că trebuie să vă rugați ghizilor spiritual pentru a vă crea o oportunitate, oportunitatea aceea de a nu vă mai simți atât de încleștați, de încrâncenați, de delegați, de țintuiți, poate în trecutul vostru, pentru că ați acumulat foarte multe frustrări și vă simțiți voi înși, vă simțiți strangulați efectiv de acest blocaj comunicațional, cred, în urma unui eșec emoțional. Cineva v-a lăsat un gust amar, poate în luna august, luna septembrie a acestui an. Este nevoie să vă dați un pic la o parte din această problemă și să priviți cumva ca și cum ați fi spectatori la această problemă. În felul acesta vă creați această oportunitate. Însă, să știți că veți vedea cu foarte mare claritate toată această problemă a voastră odată ce veți avea această oportunitate. Destinul vă va mai crea o oportunitate. Posibil să vă mai aducă împreună. Haideți să vedem dacă vă va mai aduce împreună. Există o nouă oportunitate și v-am spus deja despre acest lucru pentru voi. Lupta pare că se va încheia în momentul în care veți alege o nouă direcție. De aceea, vedeți posibil să fiți indecis, indecisă. Să nu știți ce să faceți. Ați suferit prea mult ca să rămâneți în acest trecut. Dacă veți alege o nouă direcție, veți avea parte de această oportunitate. De ce nu? O nouă iubire, o nouă dragoste. Deci, în cazul vostru, s-ar putea ca această șansă, această salvare să nu vină de la o persoană din trecutul dumneavoastră și cred că cumva intuitiv știți acest lucru, dar dacă aveți nevoie de confirmare, s-ar putea să rămâneți blocat, blocată în continuare într-un trecut inutil și toxic, când viața, de fapt, vă oferă acest tren în care poate unii dintre dumneavoastră refuzați să urcați. Nu refuzați să urcați, urcați pentru că nu știți ce lucruri frumoase, drăguțe, pline de emoție, pline de abundență așa emoțională vă așteaptă. Totul depinde de voi, dragii mei, dragile mele. Dacă v-am fost de folos, m-aș bucura foarte tare. Dacă nu v-am fost de folos, m-aș bucura ca data viitoare să vă fiu de folos. Până atunci, dragii mei, vă urez să aveți parte de un weekend spectaculos. Relaxați-vă, pregătiți-vă de sărbători, pentru că urmează cea mai frumoasă perioadă din an, cred eu. Și îmi doresc foarte tare să primesc cât mai multe vești bune de la voi, pentru că atât de tare mă bucur în momentul în care vă văd că sunteți fericiți de nu mai pot. Mă bucur și eu virtual alături de voi. Vă pup, vă iubesc, toate cele bune. La revedere!